interiorul să, său. Să filmăm, să vorbim despre o asta. O să vorbim și despre, da. Și despre asta. Deschizând-o, sigur, întâi către profesioniști, pentru că vreau să îmi formez, să-mi găsesc actorii viitori din studenții pe care îi avem, dar și urmărind o teză extrem de importantă și prezentă în învățământul european și mondial, educația prin intermediul jocului teatral. Oferim cursuri copiilor și celor care vor să se descopere pe sine. Deci nu neapărat profesioniști sau cei care vor face teatru. Prin lume, ce, în ultima vreme, ce spectacole remarcabile, impresionante ați văzut? A, spectacole pe care le-ați văzut, că suntem spectatori în clipa asta. Le-am văzut. N-am văzut foarte multe pentru că nu prea am circulat de câțiva ani. Călătoresc foarte puțin în străinătate pentru că m-am plictisit. Am făcut foarte multe turnee la început. Turneele sunt greoaie, sunt aducătoare de puține venituri și de puțină imagine. Prefer să joc în România pentru publicul meu din toate aceste motive invers. Da. Se câștigă mai bine în România, ai un public mult mai călduros și o reacție mult... Și ești prezent în conștiința oamenilor. Lapsus când trebuie să mă prezint. Cred că mă cheamă... Aici Tinescu a pus o paranteză pe mine, nu mă cheamă nimeni, pe mine mă alungă toată lumea, m-am izbit de stânga, de dreapta, nici nu mai știu în ce partid sunt, închid paranteza, cred că mă cheamă... Dar e probabil că dumneavoastră știți mai bine decât mine, pentru că în meseria asta nimic nu e sigur, fiindcă se pot întâmpla lucruri de necrezut. De exemplu, să te culci seara, tobă de carte, și să te trezești a doua zi la matineu, Caliban. Cam de câte ori pe săptămână urcați pe scenă, ca actor? Ba, cred că de două ori, de trei ori chiar. Pentru că joc și în spectacolele din sală și în cele de afară. Da, sunt aici în fiecare seară, nu eu. Eu îmi urmăresc spectacolele. Da, apropo de asta, jucați alături de membrii trupei cam în continuu. Da. E normal. De ce? Sunt... De exemplu sau de dorința de a fi în pentru că, dincolo de celelalte atribute, ca să zic așa, ale personalității mele, sunt actor. Și nu mă pot lipsi de bucuria de a juca. Asta înseamnă plânge sufletul fără scenă. Da, ar fi un nonsens. Restul îndeletnicirilor, regie, director și ce mai fac eu prin teatru și-ar pierde semnificația. Fără dimensiunea de actor. Sigur, aici trebuie să-ți regăsești jucând bucuria, energiile, sigur, împrăștii energie la rândul tău. Și aveți în fiecare seară aceeași dorință de a juca, de a comunica spectatorilor? Da, sunt bune. Eu am și experiența care mă face să scap mai ușor de tramvaiul de afară și să mă pot concentra pentru asta. Dar n-a fost întotdeauna așa. Au
fost și momente în care viața m-a dovedit și am intrat în scenă cărând-o în spate, ceea ce nu e foarte recomandabil. Da, acum sunteți în momentul în care apariția pe scenă e doar bucurie, lumină, iubire față de... Sigur, sigur. Toate astea, pe de altă parte, ea mai înseamnă și nevoia de a de a-mi susține trupa, de a-mi consola, de a-o sprijini, de a-o împinge de la, spate. Hai. Sigur că da. Pe de altă parte, trebuie să recunosc și faptul că este și bucuria de a-mi redescoperi trupa și de a învăța de la ea, pentru că sunt tineri, au foarte multă energie, ei sunt în perioada în care redescoperă lumea și îmi face plăcere să fiu părtaș la acest miracol. Da, și ne aduce, cu cei foarte tineri, ne aduce mereu în contemporaneitate, în prezentul prezent. Sigur, ei trăiesc altă sensibilitate, altă viață. A fi alături de ei este aproape un panaceu universal pentru un om care a atins deja o vârstă în care haideți să spunem, revede o maturitate, o experiență. O maturitate, o experiență, da. Până la urmă, depinde cum o privești. Dacă ai disponibilitatea de a râde, ea contează mai puțin. Dar este adevărat că bagajul pe care îl aduce de experiență și de lucruri asumate este benefic și pentru mine și pentru ei, sper. Eu am să vă rog să facem un moment în care să folosim toate cuvintele din lume, va să zică tăcerea, și să spuneți ceva lumii, oamenilor, nu știu, cui vreți. Am să fac un momentel, din păcate nu m-ai prevenit și nu sunt echipat pentru așa ceva, dar contează mai puțin. O să fac un moment pe care îl ofer la sfârșitul one-man show-ului meu, actorul. Este un moment, un foarte scurt fragment de pantomimă care se numește Vârstele omului și care este dedicat maestrilor mei. Eu am să fac anunțul. Da. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Pentru dumneavoastră, Mihai Mălaimare, actorul.